Pasiunea pentru Steaua nu are vârstă. Claus Andrei Savu, în vârstă de doar 7 ani, a moștenit de la tatăl său Mihai dragostea pentru echipa de suflet, iar la ultimele partide de acasă a fost cel mai înfocat susținător al jucătorilor lui Daniel Oprița. Bărbulescu și compania l-au invitat în vestiar pe micuțul suporter înaintea partidei cu Astra Giurgiu, iar golgheterul echipei, Remus Chipirliu, i-a oferit un tricou roșu-albastru. Înaintea ultimei etape, jucătorii au adus un omagiu lui Alin Pintilescu, unul dintre liderii suporterilor de la Old Boys 1947, care s-a ridicat către cer pe 6 octombrie. Titularii au îmbrăcat tricouri cu chipul fanului și au pășit pe gazon împreună cu cele două fetițe ale lui. Pentru Steaua București urmează poate cel mai așteptat meci al campionatului regulat, împotriva celor de la Petrolul, care va avea loc în deplasare joi 21 octombrie de la ora 19:30.